Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat o campanie de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul activității de jocuri de noroc și pariuri. Majoritatea firmelor au sediile în alte județe, dar tot n-au scăpat de verificări, iar pentru cei locali prinși cu nereguli s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale privind respectarea prevederilor legale în domeniul muncii. Au fost efectuate 10 controle în acest domeniu, o mare parte din angajatori fiind cu sediu în alt județ. Dar pentru angajatorii cu sediu social în județul Hunedoara s-au constatat un număr de 5 deficiențe, s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, 2 avertizmente și o sancțiune pecuniară în valoare de 1.500 de lei. Amenda fiind aplicată pentru munca în timpul sărbătorilor legale, lucru interzis de către codul muncii. Pentru firmele cu sediu în alte județe s-au luat fișe de identificare pentru lucrătorii care au fost descoperiți la locul de muncă și pe baza unei adrese au fost înaintate județelor ITM-urilor din județele respective pentru finalizarea controlului. Noi continuăm verificările săptămânale pe diferite domenii de activitate și încercăm să urmărim creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și nu numai. Acțiunile de control au scopul de diminuare a consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.